cei care deja le-am văzut. Așadar, voi trece să vă vorbesc despre acest trezor afectiv în care Univale plătește timpul ego-urilor noastre, că suntem noi înșine în această expoziție NAC. Univale ne este în întâmpinare servindu-ne mintea la fine, flatându-ne, deși evident altfel decât am văzut-o cu proiectul de la Paște. În lucrările lui, inclusiv în acesta din expoziția de față, ajungem să ne căutăm cu agilitate, cu interes, cu surpriză. Ne recunoaștem criticul, ne parcurgem cu ochii istoria, e un proiect care deja ține de câteva ani, așa încât ne vom vedea schimbați. Poate unii dintre noi chiar au diplome. O istorie în care artistul a fost alături de noi. Și în cele din urmă ne regăsim, în mod explicit în această instalație, angrenați într-un univers familiar. Tot îi cunoaștem preocupările primului pentru portretele de expresie. Printr-o epocă a individualizării și a individualității, a ignorării celorlalți, el ne pune în prim plan. Univale scoate în evidență solidaritatea umană și de brațlă, pe care din ce în ce mai puțin o percepem ca posibilă. Dispoziția sa mentală l-a apropiat de noi într-un fel cu totul special și ar spune în egală măsură față de tot. Punctul de plecare al proiectului s-a situat undeva în anul 2000, cu un interes aparte pentru om, cu o curiozitate nestăbunită pentru modificările de expresie survenite în timp pe grupurile noastre, cu o minuție de activat, deci stochează, păstrează și le analizează, dublată de o agitație socială la care s-a făcut drână din dorința de a ne prinde în cât mai multe impostate, însemnând evident o ieșire susținută dintre noi la evenimente și manifestări artistice. Univale ne-au observat, surprins și înțeles mai bine decât noi reușim să facem chiar noi. În toată această vreme, în cei 6-7 ani, aventura lui Univale s-a amplificat și a căpătat alte coordonate de care poate chiar artistul se luminează, deși în succesiunea momentelor, metamorfozele apar ca firești. Unii depășește limita implacabilă impusă de natura mijloacelor fotografice. Manipulează fotograme, introducându-le în vocabular care pare al altei limbi, mult mai puțin strânge. În același timp, fotogramele sunt note caligrafice care ne vorbesc prin repetiție, prin acoperirea și delimitarea unor suprafețe. Asistăm așadar la o altă întâlnire a demersului său prin demnitate. Cred că ați observat că ne simțim bine printre lucrările lumii. Deja în această expoziție, o artistă mi-a spus că o amuză și o distrează, s-o arată treabă. Ne mișcăm într-un cadru ale cărui repere cunoscute le știm de acasă. Pac, paravan, ușă. Și totuși, Univale a spus obiecte, că și obiecte se zic, așa au expoziție. Iar noi trăim despre iluzia că ele mai sunt obiecte. Folosite ca suport, ele însă stau la baza unor portrete de grup, dacă am vedea de la portrete de grup, așa. Mergând mai departe, am putea spune că mulii ne portretează în locuri familiare, accesibile nouă, nu știu. Informația este extrem de bogată și de aceea s-a vrut, desigur, între primele, adică această instalație, poate nu cuprinde chiar în plus, însă, el adună nostalgie pe aceste obiecte familiare, cărora nu le schimbă forma, ci doar rostul câteodată. Și asta pentru că obiectele întrebuințate servesc pe post de schelet, găsesc necesară sublinierea acestei idei, schelet pe care artistul cam în modelul de așa de sistemul vascular, de mușchii, pielea și noi suntem în toate acestea. Ne uităm la pat sau la lucru. Aplaudăm pe Roxana, mă scuzeți. În primul rând,
doamnelor și domnilor, stimați invitați și prieteni ai artei și desigur ai artistului Vasile Muivale, aș vrea să vă spun că este o mare bucurie că suntem împreună aici. Noi ne cunoaștem cei mai mulți dintre noi. Mi-am dat seama că Vasile Muivale are foarte mulți prieteni. Cea pe care tocmai ați ascultat-o este Roxana Păsculescu de la Radio Difuziunea Română. Ea a vorbit în calitate de critic și a vorbit foarte bine la el, bine pe Vasile Muivale, cel care ne-a adunat cât mai bine aici, în afară de Vasile Muivale, dar la ora de începere acțiunii este un mare artist al scenei muzicale și teatrale românești, Mihai Perșa, și merită să-l aplaudăm pe Mihai Perșa, pentru că este prietenul scenei românești al nostru, desigur. Printre atâția invitați se află o mulțime de oaspeți de onoare și salutăm prezența doamnei critic de art Alexandra Titu. Ne bucurăm că ne onorați la Vasile Muivale, prietenul nostru cel drag. Iar eu n-am să fac altceva decât să-l intuiesc într-o secvență care seamănă puțin cu o fotogramă de-a lui. Sunt numai câteva din sonetele lui Shakespeare, adunate în această micuță cărticică. Eu am să-i las chiar lui personal această fotogramă cu Shakespeare pe prima copertă și am să dau citire unui singur sonet, sonetul 144. Acest sonet chiar nu face altceva decât să pună în relief una din temele pe care dumneavoastră le vedeți și sau le veți vedea aici, în expoziția la care ne-a chemat. Așadar, Shakespeare, sonetul 144. Două iubiri în sufletul mi se bat, doi îngeri între chin și bucurie. Întâiul, cel mai bun, e un blond bărbat, al doilea, o femeie, tuciurie. Spre a mă momi în iad, ea îl atrage pe îngerul meu bun, pe care ar vrea să-l pângărească, pentru a-l preface în diavol, prin trufia ei cea rea. Că îngerul e un demon, nu pot spune, deși înclin s-o cred, făcând un salt cu gândul la cei doi, pot presupune că unul e în iadul celuilalt. Dar cât cel rău nu-l scoate pe cel bun de acolo, nu voi ști nici când să spun. Pentru Vasile Muivale și flori pentru artiști, ori flori pentru creatori și aceste flori roșii lângă cere albe pentru tine. Da. Nu? Eu vă mulțumesc. Mă gândesc că pe mine un vin, dar în același timp aș dori atunci ne gândim și la cei care nu sunt printre noi. Vă mulțumesc pentru că ați luat la urmă. Să te filmezi și